Ce este mai greu, văd că implementarea acestei legislații întârzie să apară acești operatori care să poată prelua cantitățile naționale, să zic, de anumite categorii de deșeuri, și mă refer la mai multe, și la uleiul, și la peturi, și la hârtie, poate la hârtie mai puțin, dar este această problematică a închiderii lanțului economic, încât și agentul economic care procesează deșeurile să iasă în final totuși cu un beneficiu economic. Și aici pot apărea o serie de pârghii pentru peturi, chiar există lege specială care acordă subvenții pentru peturile reciclate. Și de asta este un păcat că în loc să toate peturile să meargă spre reciclare, să ajungă țara noastră să plătească pentru faptul că se aruncă în orice parte și ajung până la urmă în alte state. Dar ideea este că toată legislația asta, nu numai cea de mediu, va fi controlată la un moment dat. Deci Comisia Europeană, prin comisari europeni, își va trimite reprezentanții, sunt foarte convins că vor apărea foarte în curând și la noi în țară, pe diverse domenii, și ei vor verifica cum se implementează legislația de mediu. Ei vor veni cu directiva lor, scrisă în engleză, în franceză, pentru că nu mai discută altă... Vor fi echipe mixte? Echipe mixte, sigur că se va colabora cu instituțiile naționale pentru verificarea, dar ei vor veni să verifice o directivă, oricare ar fi ea, pe deșeuri, de exemplu, și el va face raportul. Și acolo în raport de obicei scrie țara, România face sau nu face ceea ce trebuie conform directivei. Cu chiar dacă zootehnia românească în ultima vreme e mai mult fantomatică, cu marile ferme de animale, care este situația? Mai deversează dejecții în râuri, în ape, în pâraie, în tot ce aveau la îndemână? Deci probleme mai există, în special să zic mai mult pe creșterea porcilor. Pe partea de creștere păsări, fermele mari, la ele ne referim, intră și ele sub directiva IPPC privind prevenirea și controlul integrat al poluării. Fermele de păsări, în general, au avut probleme mai puține în ultima perioadă. Ele, multe din ele sunt autorizate chiar fără a avea nevoie de măsuri suplimentare ca să fie în conformitate cu legea. Deci, din punctul ăsta de vedere, la fermele de păsări stăm, zic eu, relativ bine în județ. Probleme sunt, au fost problema asta cu gripa aviară, cu mortalitățile care apar și ce se fac cu aceste mortalități. Legislația de mediu, sigur, spune să ducem spre incinerare, legislația veterinară, sigur, spunea să nu se transporte pentru că este un risc de a duce boala mai departe, deci sunt probleme, nu că n-ar fi probleme. Problema transportului, unitățile care transportă mortalitățile care sunt la fermele mari de zeci de mii de păsări sunt. Dar altfel, totuși, multe au trecut la creștere la sol, ceea ce a simplificat foarte mult problema de mediu. Deci au trecut de pe baterii la sol. Au trecut de pe baterii la sol și atunci problema apelor aproape că a dispărut, problema poluării apelor aproape, nu în totalitate, dar oricum problemele sunt mult mai reduse. Acum nici le mai permite să crească într-un sistem intensiv o cantitate foarte mare de capete. Poate că și furajele sunt foarte scumpe, acele premixuri sunt foarte scumpe. Să știți că după datele care avem noi, este în plină dezvoltare. Deci au apărut firme noi, au apărut alte firme. Deci eu zic că este o industrie în avânt la ora actuală creșterea păsărilor și creșterea intensivă, sigur, a păsărilor. Temele pe care le abordează acum garda de mediu, cam care ar fi? Temele mă refer la controlele tematice. Paranteză. Noi avem controle planificate pe baza unităților, care sigur le dăm prioritate la cele mari cu probleme, dar primim și comanda unui control tematic care vine de la București, de la Comisariatul General, și cu asta fac un pic piramida instituției noastre, deci avem un comisariat regional, un comisariat general la București, 8 comisariate regionale și 43 comisariate județene, incluzând și rezervația Delta Dunării. Deci o structură strict piramidală. Bun, și aceste controle tematice se fac în toată țara, în aceeași perioadă de timp, la anumite... Am avut controle în acest an legate de gestionarea deșeurilor în unități spitalicești, legate de gestionarea vehiculelor scoase din uz. Acum este în derulare controlul acesta la primării, în primul rând pe problema salubrizării, și acest control este în fiecare an, și în fiecare an mergem, și în fiecare an încercăm să mai lămurim comunitățile că trebuie să-și rezolve problemele, și acolo unde într-adevăr se dorește, se găsesc și căi. Știți dumneavoastră acea vorbă veche, unde este o voință, se găsește și o cale întotdeauna. Domnul Stanisav, ați atins o problemă foarte gravă, aceea a eliminării deșeurilor de la spitale. Da. Acel pericol, acele focare de infecție care sunt prăștiate, nu știu cum și nu știu cum se incinerează. Acești stafilococi care sunt aruncați pe oriunde.
cum se respectă la spitalele românești? Deci, în județul Cluj, să zicem că avem poate un mic privilegiu față de alte județe, pentru că avem un incinerator autorizat. Și acesta poate incinera. Sigur, apare problema costurilor. Spitalele se plâng că poate costul este mare, dar există o alternativă legală și asta ne bucură, că totuși există alternativa legală. Au fost silite spitalele să-și închidă acele, nu le putem spune crematorii, dar aveau niște unități mici de incinerare de deșeuri spitalicești, dar care altfel nu erau conforme cu legislația de mediu, deci ele, spitalele și le-au închis. A fost un protocol încheiat în urmă cu mai mulți ani între Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului și Garda de Mediu. Noi am verificat respectarea acestui protocol, respectiv închiderea acestor incineratoare, dar soluția, singura soluție oferită care poate fi, este aceasta a incinerării. Mie personal îmi pare rău că directele Sănătate Publică acum câțiva ani a avut un incinerator primit din Anglia, am înțeles că era second hand, dar nu l-au pus în funcțiune. Ar fi fost poate preferabil ca toată direcția sanitară să aibă propriul incinerator și atunci costurile dânșilor ar fi fost mult mai reduse decât fiecare unitate să fie obligată să plătească pentru transportul acestor deșeuri, care se face totuși cu instalații autorizate, incinerarea lor. Deci asta presupune niște costuri și știm cu toții că spitalele în general se plâng că de multe ori n-au bani pentru medicamente, pentru lucruri, cum să zic, mult mai importante direct pentru sănătatea umană. Au fost aplicate și sancțiuni, cum să vă zic, nu cu inima ușoară, dar dacă legea este lege și dacă într-o autorizație spune că ai anumite obligații, trebuie să le respecti, că altfel nu mai are sens să mergem să facem controle. Deci nu ne-a fost ușor, dar totuși am aplicat sancțiuni chiar și unor unități spitalicești. Da. Să revenim la domnul Avram, pentru că domnul Avram cred că se întâlnește cu probleme poate la fel de grave ca cele pe care le ridica și domnul Stanisav, dar dânsul are o altă viziune, pentru că aici vin oameni cu problema lor punctuală, care e problema universului în momentul respectiv, și aș vrea să știu cum, cât de receptive magazinele clujene la solicitarea de a schimba aparatură electrotehnică sau electronică, televizoare, frigidere, telefoane mobile, în momentul în care se face o reclamație pe asemenea temă. Vedeți, dumneavoastră, odată cu 1 ianuarie 2007, când... Numai o secundă. Vă rog foarte mult să sunați la numărul afișat pe ecran, 414845. Nu mă mai sunați pe mobil, pentru că nu pot răspunde pe mobil. Sunați la 414845 și întrebați aici invitații mei, vă rog foarte mult. Deci, exact cum vă spuneam, odată cu 1 ianuarie 2007, când magazinul, agentul economic, operatorul economic, răspunde pentru produsul care l-a vândut, aceste rezolvări amiabile au crescut cu aproape 80%. Dacă înainte fiecare magazin care vindea un telefon mobil, după care te punea pe tine consumator să îl plătești că pleca până la București, la București se spunea că are defecțiuni mecanice sau a intrat lichid nu știu pe unde, îl scotea din garanție și se termina. Odată cu 1 ianuarie 2007, acest lucru s-a terminat. Respectivul magazin răspunde în fața consumatorului. Și atunci, în cazul în care nu îi schimbă sau nu îi dă contravaloarea sumei respective, în cazul în care în acea perioadă, v-am spus, de 6 luni se constată un viciu, atunci noi venim și pe lângă faptul că îl punem să intre în legalitate și normalitate, suntem nevoiți, vedeți, să-l și amendăm, și amenda este poate de 10-20 de ori mai mare decât valoarea produsului care l-a vândut. Da. Vreau să vă mai spun încă un lucru. Atunci când cineva ajunge la noi, există o fișă de reclamație în care pe față, deci pe față, se trece numele reclamantului și operatorul economic. Iar pe partea cealaltă, răspunsul acelui operator. Deci se face o fișă în 2 exemplare. Originalul, acel consumator merge din nou la magazin și spune: domnule, uite, am fost la OPC și vă rog aici pe spate să spuneți, nu-i schimb produsul sau nu am rezolvat. Și abia după această, deci vedeți, mai există încă o fază de conciliere. Abia după această fază, deci, în cazul în care respectiv operator spune: domnule, nu vreau, nu doresc, abia atunci pleacă 2 inspectori de la noi și atunci verificăm tot. Și v-am spus, în cazul în care
acea reclamație este întemeiată, deci pe lângă faptul că în procesul verbal de constatare a contravenției trece ca măsură restituirea contravalorii produsului, se mai trezește respectivul și operator și cu o amendă și la abate repetate, atunci când considerăm că acel operator economic reprezintă un pericol. Avem un telefon. O să vă întrerup o secundă că da. Avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Sunteți în direct. Aș dori să vă relatez un caz ce mi s-a întâmplat de astăzi. Vă rog. Am fost la cartea funiciară și am avut descos un extras funiciar. Înainte cu 3 zile m-am depus și am depus actele. Mi s-a zis, domnule, plătești 200 de mii de lei. M-am dus, am plătit și mă duc și zic, spun la doamnă, doamnă, păi, vin peste 2 ore după ieri. Și, a, da, de unde, domnule, nu se poate așa ceva. Vi dumneata acum dacă am intrat în Uniunea Europeană, vii peste 3 zile. Păi zic, doamnă scumpă, dar până acum când erați la tribunal și ne dădeați extrasul funiciar după 2 ore, nu, ne dădeau. Zice, domnule, nu mai există, numai peste 3 zile. Și zic, ceva urgență, nu se poate face. Ba zice, ba da, cum să nu, dau 1 milion de lei vă costă. Păi zic, doamnă, asta înseamnă deja a excrocherie, adică dumneavoastră puneți termenii peste 3 zile ca omul cui trebuie repede să plătească 1 milion de lei, în loc să-l dați cum era lângă tribunal. Zic, dar muteți-vă înapoi unde ați fost și dați-ne nouă tot așa la 2 ore și ca omul să fie mulțumit, că îi trebuie hârtii la acelea. Astăzi am fost acolo, erau oameni care stau de o săptămână și mai mult acolo până, adică îl stesează pe om ca să plătească taxa cea de 1 milion de lei ca să o dea repede afară. Eu nu știu cum văd ei treaba, dar eu n-am văzut absolut cu bun suflet toată treaba asta ce s-a întâmplat acolo. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru telefon. Mâine, după ora 12, pe Baladei numărul 12, găsiți o carte pentru dumneavoastră. Mulțumim pentru telefon. Eu, din câte știu, acest serviciu este chiar în subordinea prefecturii și o să transmit prefectului aceste chestiuni care le-a spus domnul. Deci nu este în competența noastră de a interveni aici. Da, da, oficiul de cadastru aparține de prefectură. Și eu cred că domnul prefect este foarte receptiv la aceste lucruri, cum cozile de la alte deconcentrate sau, mă rog, servicii care au fost la prefectură, pașaparte, permise, nu mai sunt acolo cozi, eu sunt convins că și aici va rezolva auzind ceea ce a pățit domnul și ce s-a întâmplat acolo. Mai trebuie să luăm un minut de publicitate și revenim pentru ultima parte în direct. Dark Cafe. Pasiune pentru espresso. Restaurantul Arizona Steakhouse, strada Iunghica numărul 9, organizează mese festive, petreceri de familie, telefon 420-887. Arizona Steakhouse. De acum, Aeroportul Internațional Cluj îți oferă șansa să zbori ieftin direct din orașul tău spre Austria, Italia, Germania, Ungaria, Franța, Turcia, Tunisia și Spania. Repet, zboruri low cost de pe Aeroportul Internațional Cluj. Vă dorim călătorie plăcută! Al 10-lea magazin de mobilă al Casei Augustin, situat în complexul Napotex, vă oferă cea mai completă gamă de mobilier. Bucătării, sufragerii, biblioteci, dormitoare și tapiserii în culori vii vă așteaptă cu prețuri pentru toate buzunarele. Cumpărați acum și beneficiați la orice plată integrală de o reducere de până la 15%. Cumpărați acum și puteți plăti în 60 de rate lunare. La Casa Augustin, consilierea, proiectarea și transportul sunt gratuite. Casa Augustin, 100 de producători într-un singur magazin. Casa Augustin, mobila casei tale. Provalcon. Confort și siguranță în căminul tău. Vino la Maxan. Dacă lucrurile trebuie să meargă bine, aici găsești centrale Protern, țepi de cuplu sau Pexal, fitting-uri, robineți, calorifere, tehnico-sanitare, chimicale, feronerie și, nu uita, meseriașii țin cu Maxan.
revenit în direct pentru ultima oară în această seară. Suntem împreună cu domnul Mircea Avram, director județean de protecția consumatorului Cluj, și cu domnul Costas Stanisav, comisar șef la Comisariatul Județean de Mediu Cluj. Și pentru că am vorbit despre obiectele electrocasnice, aș vrea să-l întreb și pe domnul Stanisav dacă... Da, sigur, vreau să întreb. Spunea domnul Avram de problema clientului care își predă telefonul uzat, din momentul ăla devine o problemă de mediu. Haideți să preluăm ultim telefon și după aceea să vorbim despre telefoanele mobile. Alo, bună seara! Alo, bună seara, sunteți în direct. Alo? Bună seara. Bună seara. Pentru domnul Avram aș avea niște probleme. Nu niște, adică una singură, că mai sunt una 10 singură. Minute, vă rog. Atunci o cea mai importantă. Problema contorizării consumului de apă. Nu știu dacă s-a ridicat, nu vreau să mă repet. Nu s-a ridicat. Bun. Ține de asociație de locatari. Am un anume. Poftiți? Ține de asociație de locatari, nu? Ce spuneți? Ține de asociația de locatari. Dar știu că există o asociație de locatari. Eu vreau să vă spun că am un contor, adică am contoare la apă caldă, apă rece. Și normal mi s-ar părea să plătesc atâta cât consum. Există o prevedere care mie mi se pare cel puțin, cum este puțin spus, imbecilă, care prevede că dacă eu mă spăl, sunt nesimțită și mă spăl, trebuie să plătesc mai mult din diferența care apare. Cel care nu se spală sau fură sau nu știu ce face, el nu plătește. Plătește corespunzător cu cât. Ceea ce vreau să vă spun este că mi s-ar părea normal dacă tot am avea niște consumuri normale. Dar atâta timp cât eu am ajuns la 1.250.000 apă și am în bloc persoane care, având familii formate din două persoane care bănuiesc că să fi spălat măcar o dată pe lună și plătesc 1.900, deci 0.19 apă, cred că undeva este o aberație, nu? Este corect, absolut imposibil să te speli o dată pe lună numai și să plătești 0.19 în bani noi apă. Și eu între timp să plătesc în ianuarie, dacă bine aminte, am plătit 4 metri cubi de apă în plus. De ce? Ar trebui să mă duc la alimentara și dacă cum aș sparg sticlele de apă minerală, să plătesc apa minerală la mai mult. Deci acea prevedere mi se pare la fel de ilogică. Aici, cred că cine și de ce mă obligă să fac chestia asta? Repartizarea pierderilor, probabil. Da, și până când? Cu consumul, vă mulțumesc. Da. Deci mulțumim. Ce rugăminte am la doamna? Să ne transmită de unde este, de la ce adresă, de la cele numere care le-am specificat, iar o echipă de la noi va pleca acolo să vadă, iar referitor la consumul de apă, v-am spus, noi avem o echipă care verifică și compania Apă Someș, ca să vedem cum se citesc acele contoare și multe. Sunt mai multe probleme legate de aceasta, de aia durează poate un pic mai mult. Iar acolo unde doamna spune că sunt probleme, noi vom merge. Probabil că ori sunt greșeli atunci când cel care citește acele contoare le citește, da? Sau să vedem, trebuie să existe o hotărâre a acelei adunări generale, să vedem exact ce este și de la noi, bineînțeles. Da. Atât la primărie există un compartiment care se ocupă de asociații de proprietari, cât și la noi există o echipă care se ocupă de acest lucru. Corect. Haideți să revenim la domnul Stanisav. Deci ce se întâmplă cu electronicele? Spuneam de deșeurile electronice, care au o legislație absolut specifică. Deci vreau ca telespectatorii să înțeleagă că nu se aruncă deșeuri electronice la oaltă cu celelalte deșeuri menajere. Încep anumite lanțuri de magazine să preia aceste deșeuri pentru că este obligație de a le prelua. Există obligația ca în orașe, în funcție de numărul de locuitori, să există puncte speciale de colectare a acestor deșeuri. Dar așa cum spuneam și înainte, întârzie să apară procesatorii, cei care pot fie dezmembra în vederea recuperării materialelor, care pot fi refolosite. Multe electronice au materiale valoroase, deci pot să aibă aur, platină. Argint, platină, da? Și avem o cotă, deci țara noastră prin legislație are cotă de recuperare de la, ajunge până la 4 kg pe an pe locuitor. Și Uniunea Europeană verifică. Deci prin această verificare își poate da seama, ei au calcule statistice, cât generează un om. Că nu spune nimeni că n-a aruncat un televizor al negru până acum, care știm câte kilograme avea. Și așa acum, se verifică implementarea legislației. Este și obligatoriu de a exista o etichetă care se spune că este interzis a se arunca aceste electronici, electrocasnice și așa mai departe. Așa e, dar, și dacă nu există acea etichetă, se